Un copil de 13 ani din Tecuci a fost filmat la volan de un șofer care conducea în spatele lui. Băiatul nu era singur în mașină, ci era însoțită de o femeie care l-ar fi lăsat să conducă. CD au făcut ulterior schimb de locuri. Înregistrarea a ajuns la polițiști care au deschis un dosar penal. Toate acestea s-au întâmplat marți seară pe strada Mircea Vodă din Tecuci și au fost surprinse de un bărbat care a filmat totul. Minorul de 13 ani a fost lăsat să conducă, iar ulterior, când el și femeia au constatat că sunt filmați, au oprit mașina și au schimbat locurile la volan. Exact acest moment a fost surprins de martor, care le-a arătat imaginile polițiștilor chemați la fața locului. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii din Tecuci au identificat persoanele care apar în filmare și au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de conducere a unui vehicul fără permis și încredințarea unui vehicul pentru a fi condus unei persoane care nu deține permis de conducere.